Medicii nu sunt de acord cu schimbările pe care le-a făcut Ministerul Sănătății în legătură cu administrarea și eliberarea de antibiotice. Conform noi prevederi, pacienții ar putea lua de la farmacie o doză de urgență de antibiotic pentru 48 de ore. Cadrele medicale consideră că în acest mod va fi încurajat consumul de medicamente, iar în mare parte tratamentele nu vor avea efect. Din nefericire, este una dintre cele mai uh, uh, greșite metode din punctul meu de vedere, și vorbesc de medicina bazată pe dovezi, eliberarea de către farmaciști a antibioticelor, doar pe o perioadă de 3 zile. Să nu uităm că orice tratament cu antibiotic ar trebui să fie administrat cel puțin 5 zile. Discutăm de uh, antibiotice care o parte dintre ele uh, pot să treacă de bariera hematoencefalică, adică să meargă la nivelul uh, creierului. Discutăm de alte antibiotice care uh, pot să facă rău fătului. Consecință, administrarea oricărui antibiotic se face doar prin. Uh, sau în urmă unui consult clinic realizat de către un, un medic care va recomanda analize în cadrul laboratorului din cadrul spitalului să vedem dacă într-adevăr discutăm de o infecție bacteriană. În momentul în care noi vom administra antibiotic, va fi atunci când medicul consideră, sau mai, mai bine spus, dovezile medicale confirmă o infecție bacteriană.